mergi la... Tot câmpul la mea, unde pot. Unde vedem un pic de lucru, pe într-o. Pot peste DN1 în astfel de cameră și... Da. Nimic absolut și apoi vă mirați că nu vă mai votează lumea. Deci asta cu Gagica îți garantez că nu ți-a scăzut cu nimic, boadă împotriva. Mă stă pe ce strângă. Nu, pula mea, uite. Hai, că după benzul ăsta mergi. Hai și noi. Da. Dar asta cu banii, ce caută între președintele Ani, între traficanții de teren, între mafia imobiliară? Bine, îți dai seama că pe ăștia nu sunt nici mafiozi, nici nimic, sunt ăstea ăla care a dat banii avocat, celălalt e un om obișnuit, nu sunt... Dar poate să o bage, să o umfle, știi? Adică tu ce-i bănuiești pe ăștia de bună credință? E, da. Dacă era bună credință, nu puneau mâna pe documentul ăsta. Despre ce vorbim? Da, ce putem să remarcăm, muzica e foarte frumoasă și colegii nu uita să plătim drepturile de autor, da? Că trebuie să... Foarte frumoasă muzica. Observăm... am încercat să dăm mai jos sonorul. Iertați-ne pentru multe organe în seara asta. Da, presupunem și aici, într-adevăr, nu mai sunt așa de sigur că știa domnul Macovei, că și el e destul de liber. Dar pe de altă parte, parcă dă și toate argumentele, se are, cum să spun, parcă n-aș mai fi sigur că lui îi se, cum să spun, justifică. Poate se justifică pentru eternitate. Posteritate. Posteritate. Asta, dar rămânem în același climat. Horror, i-aș spune. Un primat în care de data asta nu mai este cum spunea Bogdan Chiriac despre Sorin Roșca Stănescu, că poate a apăsat prea tare pentru a-l strânge cu ușa pe Macovei, dar o face și Bogdan Chiriac. De ce? Păi bagă în cap niște chestii care nu au nicio treabă cu realitatea. Asta cu banii, ce caută președintele Ani, aici gestionând imaginea, că e specialist în gestionarea imaginii, cu traficanți de terenuri în mafia imobiliară? Ori Macovei tocmai explicase că acela este un fost prieten, nu e niciun traficant, nu e niciun mafiot. Adică el practic, este martor. Îl sperie despre sub argumentul ce ar putea că face. Băi, frate, din ce milă mie de tine, mamă, dar te așteaptă spânzurătoarea, te castrează, te vor strânge de testicole, da. Ți le vor arunca pe jos ca păzaruri. Este influențare psihologică. Deci asta e întrebarea, vrea să-l ajute cu adevărat sau de fapt vrea să-l sperie? Eu cred că îl pregătește bine pentru punctul final de spărțire. Ca să facem și când o să vedem, nu divulgăm de acum care este finalul, când îi pune problema din nou în brațe despre ce ar trebui să facă. Am înțeles, în momentul în care se despartă. Da. Vi se pare că acest lucru că îi spune, adică îi spune pe de o parte și ce-l poate aștepta. Da, mi se pare că face el la episodul jocuri psihologice și îl poartă dintr-un colț în altul și își amețește victima. Bun, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem. Nu uitați că în această seară voi arăta proba. Sunt primul ziarist care vă arată proba filmată de ce Realitatea TV și Antena 3, de exemplu, n-am reușit la tot să aflu, dar la cele două să aflu cu probă filmată de ce n-au dat stenogramele. Publicitate. Este
Stăteam într-o zi pe net, terminam ceva de scris și chatuiam cu prietena mea. E plecată din oraș. Vorbește în continuu. Și ce idee îmi vine? Ia să-i fac eu o vizită surpriză, să o las fără cuvinte, poate pentru prima dată. Mă deconectez de la calculator și intru pe mes de pe mobil. Îi zic că i-am dat un pic pe Invisible din greșe.